Așa cum și-au obișnuit an de an abonații și nu numai, Clar TV Mușcel reușește să aducă bucurie și speranțe în sufletele copiilor și celor mai triși ca noi în preajma sărbătorilor de iarnă. Astăzi, caravana Clar TV a ajuns la Rucăr, acolo unde copiii de la Complexul de Servicii pentru Copilul în Dificultate l-au primit pe Moș Crăciun cu bucurie și entuziasm. Alături de moși, aceștia au colindat, au cântat și s-au bucurat de darurile primite. Și pe tine? Adrian, hai să mergem înăuntru, că moșul e fric, nu? Hai, aduce un cadou, ia hai! Ia și stau, stau cu el în spate, acolo, hai, hai, deci hai! Hai, 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 vei moșul! Hai, moșule! Cu cai putere! Cu cai puterea, că acum nu mai merge așa, dar am văzut că pe aici nu prea mai sunt copaci, nu mai sunt, nu, ce au făcut copaci ăștia? Unde? Altă dată era pădure pe aici, țin minte când veneam cu renii mei, acum ai venit cu cai putere! Acum a venit cu cai putere, s-a mai modernizat și moșul, da? Am plecat să colindăm, dom, dom, să înălțăm. Când boierii nu s-a acasă, dom, dom, să înălțăm. Când boierii nu s-a acasă, dom, dom, să înălțăm. Dom, dom, să înălțăm, dom, dom, să înălțăm. Am plecat la vânătoare, dom, dom, să înălțăm. Să vâneze căprioare, dom, dom, să înălțăm. Să vâneze căprioare, dom, dom, să înălțăm. Dom, dom, să înălțăm, dom, dom, să înălțăm. Thank you.
caravana Clar TV nu s-a oprit la poalele muntelui Iezăr, ci și-a continuat drumul și a ajuns la Pescăreasa. Aici, bătrânii de la căminul Vatra Bunicilor au primit darurile moșului și s-au bucurat de prezența lui printre ei. Caravana Clar TV Mușcel va continua să aducă bucurie copiilor și în zilele următoare în județele Argeș și Dâmbovița. Thank you.